Comercianții se plâng de vânzări tot mai proaste, unii dintre ei aflându-se în situații disperate de a rămâne cu marfa nevândută. Bate vântul prin piețele din județul Mehedinți, fructele și legumele de grădină au pierdut teren în fața celor din import. Dacă în alți ani, în acest sezon, piețele orașelor erau pline de clienți, anul acesta nici producătorii nu mai sunt în același număr, dar nici clienții. Asta vânzare e foarte puțină să face, fiindcă sunt supermarketurile astea și nici populații nu mai e, fiindcă mulți nu mai lucrează în zona asta, au plecat. Și așa că vânzările foarte slabe. Este producție proprie? Da, producție proprie. Chiar vă invit la Socolești, puteți veni să vedeți solare, sere, ceea ce în zona asta nu prea găsiți. Într-o zi mai bine, într-o zi mai rău, asta e situația, ce se face, că noi suntem veniți numai de la Calapat, aici, cu roșii. Dar ceea ce ne confruntăm mai mult cu piața asta, vecinul, nu e nimic, nu e aici a dracului, asta e mai gravă problema. Rezistați cu canicula aceasta? Măi, chiar că grav, nu că grav. Ne chinuim. La 86 de ani mă chinuiesc să supraviețuiesc, să ne vindem cel puțin marfa care o avem. În piețele din județul Mehedinți, renumite pentru varietatea de produse alimentare, fructe, legume sau lactate, pe care o găseam acolo, bate vântul. Dat fiind faptul că hipermarketurile s-au înmulțit precum ciupercile după ploaie, piețele mehedințene au sărăcit odată cu producătorii și comercianții care își vindeau marfa acolo. Cum să fie? Lumea la noi în zonă e foarte săracă, prețurile sunt după buzunarul fiecărui, facem prețul după om, nu este preț fix. Vânzare merge destul de slab, orașul este așa cum. A fost răcoros timpul, a fost frig și după aia a venit căldurile mari, s-au stricat pe lucru. Ce? Ca pe fiecare an, ori e brumă multă, ori e cald, ori... Credeți că până la finalul sezonului își vor mai reveni lucrurile? Cu asta la început nu, sperăm cu ale de la reș, că punem mai multe culturi. La rece, la tunele, asta la tunele, de început, să scoatem investiția. În cele câteva minute petrecute de echipa noastră în piață, clienții au fost aproape inexistenți. În ciuda vremii caniculare, comercianții îndură temperaturile ridicate și se ambiționează să stea în piață pentru a-și vinde marfa și pentru a-și câștiga traiul de zi cu zi.